următorul lucru ar putea șoca fanii iPhone. Oh, nu! Calmează-te, va fi bine! Mergeți la setări, confidențialitate, servicii de localizare, derulați în jos, atingeți servicii de sistem și alegeți locații importante. Telefonul vostru știe nu numai unde locuiți, ci și unde lucrați, unde se află supermarketul vostru preferat și alte locuri pe care le vizitați frecvent. Dacă acest lucru vă face să vă simțiți inconfortabil, pur și simplu dezactivați opțiunea. Multitasking-ul pe telefon nu vă epuizează bateria atâta timp cât aplicațiile din fundal nu funcționează efectiv, cum ar fi urmărirea locației sau orice player muzical. Așadar, dacă nu vreți să închideți aplicațiile aflate în așteptare din anumite motive, este în regulă să le lăsați așa cum sunt. Datele stocate în memoria cache consumă o cantitate uriașă de spațiu, iar cumpărarea de spațiu suplimentar în cloud nu este singura modalitate de a rezolva această problemă. Ori de câte ori vedeți că ați rămas fără memorie și nu mai aveți literalmente nimic de șters, verificați-vă toate aplicațiile de mesagerie. Chiar dacă ați șters o fotografie, aceasta rămâne încă stocată într-o memorie cache. Mergeți la setările din aplicație și ștergeți toate fișierele din cache. Acesta este un semn sigur că încărcătorul vostru s-a stricat. Atunci când observați că durează mai mult timp pentru a vă încărca telefonul, de exemplu, dacă înainte putea fi încărcat complet într-o oră și jumătate, iar acum durează mai mult de 3 ore, trebuie să înlocuiți încărcătorul. Dacă vedeți că cablul telefonului vostru a devenit verde, aruncați-l și înlocuiți-l cu unul nou. Firul din interiorul cablului este fabricat din cupru, iar acest metal devine verde atunci când se corodează, la fel ca unele statui din lume făcute din acest material. Dacă firul a ruginit, încărcătorul nu mai poate fi folosit în siguranță, deoarece își pierde proprietățile conductoare și poate provoca chiar un incendiu. Așadar, ori de câte ori vedeți o nuanță verzuie pe cablul vostru, aruncați-l fără ezitare. Acest lucru nu se întâmplă prea des, dar dacă locuiești într-un mediu umed sau prăpuit, într-o zi ai putea descoperi rugină la capetele de conectare. De multe ori, rugina nu poate fi curățată și chiar dacă reușiți să scăpați de ea, s-ar putea să rupă pinii delicați ai cablului de încărcare. Așadar, probabil că cel mai bine este să vă înlocuiți imediat încărcătorul. Porturile de încărcare se slăbesc în timp și odată ce se întâmplă acest lucru, începeți să țineți telefonul într-un anumit unghi pentru a-l încărca. Luați măsuri imediat ce observați acest lucru. Fie cereți unui specialist să-l repare, fie înlocuiți încărcătorul. Dacă telefonul nu se încarcă, nu este neapărat vina încărcătorului. Problema poate fi legată de adaptor. Porturile USB din adaptoare se pot slăbi în timp, așa că dacă sunteți siguri că cablul este în regulă, atunci verificați adaptorul. De asemenea, uneori, problema poate fi legată de baterie. Se poate întâmpla ca adaptoarele să pară a fi în regulă, la fel și cablurile, dar telefonul pur și simplu nu se încarcă. Verificați mufa cablului. Uneori, aceasta acumulează multe scame, ceea ce duce la probleme de încărcare. O puteți curăța cu ușurință cu o scobitoare. Nu folosiți însă un ac sau orice alt obiect metalic, deoarece puteți deteriora portul. Telefonul vostru poate funcționa defectuos nu numai din cauza problemelor cu bateria. Informațiile inutile îl pot face să funcționeze mai lent, așa că reporniți telefonul o dată pe săptămână. Nu vă supraîncălziți dispozitivul, nici prea multe poze sau documente nu îl fac să funcționeze mai repede. Dacă stocați toate informațiile importante pe cloud, veți avea acces acolo de pe orice dispozitiv. O explicație simplă a motivului pentru care telefonul nu se închide imediat după ce bateria ajunge la 1% este că a subestimat capacitatea actuală a bateriei. Apoi, când ajunge la ceea ce crede că ar trebui să fie aproape gol, afișând 1%, constată că bateria are resurse mai mari decât estimarea inițială. Există de asemenea și un pic de psihologie. Atunci când vedeți că telefonul este pe cale să se închidă, vă avertizează oarecum să-l conectați cât mai repede. Apropo, bateriile modemurilor nu pot fi încărcate sau golite complet. Încărcarea ultimelor 20% dintr-o baterie durează mai mult decât restul, deoarece bateriile lithium-ion au un profil de încărcare complex. Atunci când bateria este descărcată, încărcătorul furnizează un curent fix, în general curentul maxim pe care îl poate suporta combinația încărcător-baterie. Pe măsură ce tensiunea crește, încărcătorul trece la un profil de tensiune constantă, în care tensiunea este furnizată la aproximativ 4,3 V, iar curentul se bazează în întregime pe ceea ce poate suporta bateria. Dormitul cu telefonul sub pernă nu este un obicei prea sănătos. Telefoanele mobile, tabletele și alte forme de tehnologie portabilă eliberează unde electromagnetice cauzate de raze X, la fel ca și microundele, care pot duce la probleme grave de sănătate. Chiar dacă craniul unei persoane adulte este destul de gros, ca al meu, și protejează bine creierul, cel mai bine este să fiți în siguranță și să vă puneți telefonul pe noptieră.
Dacă ați spart accidental ecranul telefonului, înlocuiți-l cu unul nou cât mai curând posibil. Da, s-ar putea să nu pară o problemă deoarece ecranul tactil încă funcționează, dar toată grăsimea și pracul vor pătrunde prin crăpături. În cele din urmă pot deteriora ecranul, așa că grăbiți-vă! Pielea feței este sensibilă, iar telefonul vostru este de aproape 7 ori mai murdar decât un capac de toaletă. Să vorbești la telefon pare ca și cum v-ați freca un capac de toaletă de obraz. Așa că nu apăsați telefonul pe față. Nu vreți să luați microbi, nu-i așa? Și poate vă spălați pe mâini mai des. Lumina albastră, luminozitatea și chiar dimensiunea fontului pot fi motivul pentru care dormiți prost, mai ales dacă vă place să scrollați până adormiți. Mergeți la setări și activați filtrul de lumină albastră. Se numește Night Shift pentru iPhone și există aplicații de filtrare a luminii albastre și pentru telefoanele cu Android. De asemenea, reglați luminozitatea și dimensiunea fontului. Aveți grijă la folosirea telefonului pe plajă. Nu lăsați la soare pe prosop, deși nu are nevoie de cremă de protecție și nu are cum să se aleagă cu arsuri solare. Poate fi grav afectat de razele arzătoare. Bateriile cu litium sunt ca oamenii. Intervalul lor de temperatură de funcționare este de 15 până la 35 de grade Celsius. Nu vă încărcați smartphone-ul dacă sunt peste 35 de grade Celsius, deoarece bateria se poate deteriora. De asemenea, nu este bine să-l încărcați pe o husă. Știm că telefoanelor mobile nu le place căldura. Căldura rămâne captivă în interior, așa că vă poate deteriora bateria. Și nu încercați niciodată să o răciți într-un congelator, deoarece nici bateriile cu litium nu suportă frigul. Doamne, dar pretențioase mai sunt! Cu toate acestea, nu uitați că o anumită cantitate de căldură eliberată în timpul încărcării telefonului este în regulă. Încărcătorul utilizează un transformator pentru a converti tensiunea de curent alternativ de la o priză de perete în tensiunea de curent continuu necesară pentru a încărca bateria. Niciun proces nu ar fi 100% eficient, așa că o anumită cantitate de energie electrică este eliberată sub formă de căldură. Căldura excesivă și mai ales decolorarea sunt semne grave că circuitele încărcătorului încep să cedeze. Acest lucru poate avea ca rezultat eventual un șoc electric atunci când deconectați dispozitivul. Bzz, au! Buzunarele sunt unul dintre cele mai proaste locuri în care să vă păstrați telefonul. Îl puteți pierde, vă puteți așeza accidental pe el și sparge ecranul sau, ceea ce este mult mai rău, poate emite radiații. Un telefon are o gamă completă de semnale care nu sunt bune pentru sănătatea noastră. Datele mobile, Bluetooth, Wi-Fi și NFC. Apropo, nu folosiți rețele publice de Wi-Fi dacă nu vreți să vă expuneți informațiile personale. Unii oameni preferă să recurgă la metoda jailbreak pentru a accesa mai multe magazine de aplicații, nu doar cele oficiale. Ei bine, înainte de a face acest lucru, nu uitați că această procedură elimină literalmente protecția pe care producătorul a instalat-o în telefonul dumneavoastră. În plus, magazinele de aplicații și aplicațiile neoficiale pot duce la scurgeri de date. Un lucru fără de care probabil nu veți pleca niciodată de acasă este o baterie externă. Acestea sunt mult mai sigure decât orice hub public de reîncărcare. Asigurați-vă însă că amperajul este corect. Majoritatea smartphone-urilor moderne se încarcă la 2,1 amperi, iar majoritatea bateriilor externe au un interval de reîncărcare de 2,1 până la 2,4 amperi, ceea ce este absolut în regulă. Verificați totuși dacă telefonul nu este prea fierbinte în timpul încărcării. Cu cât bateria este mai fierbinte, cu atât încărcarea este mai puțin eficientă. Pentru a-ți face iPhone-ul să se audă mai tare, du-te la setări, apoi la muzică și alege opțiunea egalizator. Este denumită EQ în meniu. Opțiunea Late Night îți va face telefonul să se audă cu aproximativ 20% mai tare decât înainte. Dacă ai desemnat multe documente, acest truc te poate ajuta să o faci fără a le imprima sau scana. Fă o captură de ecran a documentului, apoi atinge captura de ecran pentru a face modificări. Apasă butonul plus din colțul din dreapta sus. Alege butonul semnătură din bara de instrumente și ești aproape gata. Semnează documentul cu degetul și salvează modificările apăsând terminat. Și e gata! Pentru a filma un clip fără a fi observat, du-te la cameră. Începe să filmezi. Apoi du-te înapoi la centrul de notificări. O să continui să filmezi, însă asta nu se va vedea pe ecran. Ce truc tare! Poți de asemenea crea o vibrație unică pentru orice contact din telefon. Du-te la setări, apoi sunete și alege setări ton de apel. iPhone-urile au de obicei setat o vibrație prestabilită, dar vei putea vedea secțiunea pentru personalizare dacă mergi puțin mai jos. Alege orice ritm îți place și salvează-l. Îl poți pune la oricare dintre contactele tale. Dar dacă vibrația personalizată nu e de ajuns și încă ratezi apelurile mătușii Tilda, atunci încearcă să personalizezi blitzul. Activează-l ca pe o notificare adițională pentru apelurile primite. Du-te la setări generale, alege secțiunea accesibilitate și du-te la auz.
pornește blițul LED pentru alerte. Nu vei mai rata niciodată un apel. Știu că probabil ai 10 de file deschise în browserul tău sau poate chiar 100. Pentru a le închide pe toate dintr-o singură atingere, ține apăsat butonul Terminat din colțul din stânga jos și alege Închide toate filele. Ultima dată am închis 242. Dacă ai închis din greșeală toate filele și trebuie să te întorci la unele dintre cele recente, atunci ține apăsat butonul Plus din mijloc. Se va deschide o listă cu filele închise recent, așa că tot ce trebuie să faci este să derulezi lista pentru a o găsi pe cea pe care nu voiai să o închizi. Ori de câte ori trebuie să selectezi mai multe pictograme, atinge lung una dintre ele și cu un alt deget adaugă toate celelalte pictograme de care ai nevoie. Acest lucru nu va funcționa însă dacă ai un iPhone 6 sau mai vechi. Cele mai noi iPhone-uri au o caracteristică super convenabilă, care te ajută să treci de la o aplicație la alta. Vezi acea linie din partea de jos a ecranului? Glisează la stânga sau la dreapta și găsești aplicația de care ai nevoie. Nu mai trebuie să faci dublu click și să mergi la centrul de notificări. Cronometrul iPhone-ului tău este mai util decât pare! Dacă îți place să adormi cu muzica ta preferată sau cu un clip de pe YouTube, du-te la ceas, apasă pe cronometru și selectează secțiunea Când se termină timpul. Derulează în jos până când vezi butonul Oprește redarea. Această funcție închide toate aplicațiile media, cum ar fi muzica, ferestrele care redau sunete sau videoclipuri, chiar și aplicația YouTube. Destul de util dacă te-ai trezit vreodată la 3 dimineața în mijlocul unui clip oarecare care s-a redat automat. Suntem obișnuiți cu toții cu aplicațiile de mesagerie, dar iMessage e așa distractiv! Apasă butonul Trimite pentru a adăuga diferite efecte wow la mesajul tău. Secțiunea are 4 caracteristici. Cerneala invizibilă face imposibilă citirea mesajului. Acesta se afișează doar dacă treci cu degetul peste el. Glisează de la dreapta la stânga, înainte și înapoi pentru a-l face vizibil. Cu efectul delicatețe, literele par foarte mici la început, dar apoi devin mai mari. Zgomot este efectul opus. Face mesajele să apară mari la început, dar apoi dimensiunea revine la normal în câteva secunde. Efectul impact vorbește de la sine. Mesajul se trântește literalmente pe ecran. Și efectele butonului ecran sunt distractive. De exemplu, are eco, așa că ecranul prietenului tău va fi copleșit de texte care se multiplică. Poți glisa spre dreapta pentru mai multe opțiuni, precum reflectoare, baloane, confeti, dragoste, lasere, artificii, stea căzătoare și chiar sărbătoare. Există multe efecte diferite, așa că vei găsi cu siguranță unul pentru textul emoționant pe care urmează să-l trimiți. Ține apăsat butonul de spațiu în notițe. Astfel poți naviga cu ușurință peste tastatură pentru a ajunge la orice parte a textului. Dacă îți place să scrii cu o singură mână, este timpul să-ți setezi tastatura potrivită. În timp ce tastezi, ține apăsat butonul Glob. Probabil înainte nu ai observat niciodată aceste trei tastaturi, dar de fapt cea din stânga este folosită atunci când scrii ținând telefonul doar cu mâna stângă. Cea din mijloc este pentru momentele în care ții telefonul cu ambele mâini și cea din dreapta este utilă dacă tastezi ținând telefonul în mâna dreaptă. Dacă îți place să scrii scrisori lungi și romantice în notițe, dar nu vrei ca nimeni să le citească, cu excepția unei persoane, știi tu, atunci setează o parolă pentru notițe. Sunt două modalități de a face asta, depinzând de ce model de iPhone ai. Pentru iPhone 6, glisează de la dreapta la stânga și vei vedea 3 pictograme. Blochează, fișier și coș de gunoi. Folosește coșul de gunoi dacă scrisoarea romantică e teribilă și blochează pentru a o proteja de ochii scoditori. Setează parola, dar asigură-te că o ții minte din moment ce nu o poți șterge. Dacă nu a funcționat, trebuie doar să ții apăsată notița și vei vedea bara de parole în meniul care apare. Setează parola și de acum înainte nimeni nu va ști despre scrisorile romantice pe care le scrii noaptea pentru Jane. Cele mai noi modele de iPhone au o funcție cool. Acum poți face o captură de ecran a întregii pagini de browser într-un singur fișier. Doar apasă butonul de creștere a volumului în același timp cu butonul de pornire. Dacă trebuie să găsești o combinație unică de cuvinte în timp ce citești un articol online, du-te la bara de căutare și introdu cuvântul care te interesează. Vei vedea 3 secțiuni: căutare Google, nu e nevoie, marcaje și istoric, nu e nevoie, și pe această pagină, apasă aici! Cuvântul de care ai nevoie va fi evidențiat cu galben. În plus, va exista o bară de navigație specială în partea de jos cu săgeți pentru a găsi rapid cuvântul. Nu uita să-ți reîmprospătezi memoria operativă a iPhone-ului din când în când. Îți poate ajuta dispozitivul să funcționeze mai bine și mai rapid.
Pentru a face asta, accesează Setări, General, Accesibilitate, Assistive Touch și activează. Apasă Plus, apoi Minus și apoi butonul de pornire. Vei vedea bara de oprire. Apasă Assistive Touch și menține apăsat butonul Acasă. Memoria operativă este reîmprospătată acum. Dacă vezi notificarea Introdu parolă după ce ai făcut asta, înseamnă că ai făcut ce trebuie. Assistive Touch te poate ajuta de asemenea să setezi funcții noi la atingeri simple. Accesează Setări, General, Accesibilitate și în secțiunea Assistive Touch poți modifica orice comenzi din meniul de acțiuni personalizate. Am ales captura de ecran să se facă cu o dublă atingere, deoarece folosirea butoanelor Plus și Pornire pare puțin incomodă. Pentru a face o captură de ecran, atinge de două ori cercul meniului de accesibilitate. Fontul iPhone are dimensiuni diferite. Pentru a-l face mai mare sau mai mic, accesează secțiunea Fișare și luminozitate din Setări. Atinge dimensiunea textului și ajustează-o așa cum vrei. Este posibil ca iPhone-urile să nu aibă cele mai durabile baterii, dar sunt cele mai tari când vine vorba de calitatea fotografiei. Din setările camerei, General, apoi alege camera, poți activa cadrul. Acesta te poate ajuta să faci fotografii mai bune. Apropo, proprietarii de iPhone nu au nevoie de o aplicație separată pentru a citi coduri QR, deoarece o au incorporată. Pornește camera și îndreaptă-o spre cod. Vei vedea o fereastră pop-up în partea de sus a ecranului. Atinge fereastra și se deschide în browser linkul din codul QR. Dacă nu funcționează, activează funcția Scanează coduri QR din setările camerei. Poți seta orice melodie îți place pentru alarmă. Accesează alarmă și apasă Editează din colțul din dreapta sus. Atinge alarma căreia vrei să-i schimbi melodia. În secțiunea Sunet, selectează Alege o melodie și apoi alege orice melodie ai salvată. Disclaimer! Cântecul tău preferat se va transforma probabil în cântecul cel mai detestat la câteva zile după ce l-ai setat pentru alarmă. Una dintre cele mai urâte probleme ale tuturor utilizatorilor de iPhone este atunci când rămâi fără memorie. Chiar dacă ștergi din fotografii, tot nu ai suficient spațiu. Accesează Setări, Stocare iPhone și asigură-te că fotografiile șterse recent chiar sunt șterse. Dacă nu, șterge-le din secțiunile de stocare. Ține minte că mesajele tale pot conține și ele fișiere mari, așa că poți stabili cât de mult timp poate fi stocat mesajul. În istoricul mesajelor, atinge butonul Păstrați mesajele. Pentru totdeauna este selectat implicit, dar le poți păstra timp de un an sau poate doar 30 de zile. Distrează-te cu asta!